Bună ziua, soare! Bună ziua, floare! Bună ziua, romanițe, băieței și voi, fetițe! Sunt Viorica Stanciu și vom petrece împreună lecția de limbă și literatură română. Clopoțelul a sunat. Lecția a anunțat. Pregătiți abecedarul, caietelul și penarul. Soarele de primăvară câte o rază dăruiește celui ce ghicitoarea ghicește. Ghici. Unii spun că e ursuleț, e micuț și n-are coadă. Puiul său în pungă îl poartă. Se mai spune, dragi copii, că poate dormi întreaga zi. Razele soarelui se îndreaptă acum către cei care au răspuns corect. Acesta este coala. E bine să știți, coala este un mamifer care are blăniță de culoare cenușie, naște pui vii și îi hrănește cu lapte. Cât sunt mici, îi poartă într-o pungă numită marsupiu. Coala trăiește în pădurile de eucalipt din Australia, un continent îndepărtat. Puii de coala nu sunt foarte activi. Ei pot dormi aproape 20 de ore pe zi. Să rostim cuvântul coala pe silabe. Co-a-la. Din câte silabe este format cuvântul coala? Cuvântul coala este format din 3 silabe. Care este prima silabă din cuvântul coala? Prima silabă din cuvântul coala este co. Ce sunet se aude la începutul cuvântului? La începutul cuvântului se aude sunetul c. Cuvântul coala este un cuvânt de origine străină. Iar semnul grafic al sunetului este o literă nouă pe care o vom învăța astăzi. Aceasta este litera C, căreia se mai spune K sau K. Prin urmare, cuvântul coala este un cuvânt de origine străină și se scrie cu C. Coala. Aceasta este litera C mic de tipar. Cu ce se aseamănă această literă? Litera C seamănă cu un caratist. Să citim cuvintele în care apare litera C. Ca-ra-te. Ca-ra-tist. Co-a-la. Ki-lo-me-tru. Ki-lo-gram. Riki. Nikita. Mark. Pe unele dintre aceste cuvinte le vom întâlni în textul pe care îl vom învăța astăzi, micuțul coala. Cercetați imaginea și răspundeți la întrebări. Pe cine vedeți în imagine? În imagine îi vedem pe elevi împreună cu învățătoarea lor. Unde se află copiii? Copiii se află la școală. Despre ce discută elevii cu învățătoarea? Probabil ei discută despre coala. Lecturând textul vom afla despre ce discutau copiii la lecții. Pentru o înțelegere mai bună a textului, să explicăm cuvintele noi. A contrazice, a dezminți, a nu fi de acord. Mamifer, animal care naște pui vii, îi hrănește cu lapte. Kilometru, unitate de măsură a lungimii. Planșă, coală de hârtie groasă pe care sunt desene ori picturi. Să citim textul. Urmăriți cu atenție. Micuțul coala. Elevii privesc planșa de la tablă. Vai, ce ursuleț drăguț! Se miră Nikita. Acesta nu e urs, îl contrazice Doina. Copii, acesta e un mamifer cu pungă, le explică doamna învățătoare. El se numește coala. Patria sa, Australia, se află la mii de kilometri. Arborele pe care se cațără el se numește eucalipt. Frunzele lui sunt hrana preferată a micuțului coala. Sunt sigură că ați aflat despre ce discutau elevii. Ei discutau despre coala. Vă propun să recitiți textul,
pentru a realiza cu succes următoarele sarcini. Alegeți varianta corectă. Micuțul koala este o pasăre, un urs sau un mamifer cu pungă. Micuțul koala este un mamifer cu pungă. Patria koalei este Australia, România sau Moldova. Patria koalei este Australia. Frunzele de mărar, conurile de pin sau frunzele de eucalipt sunt hrana preferată a koalei. Din text am aflat că frunzele de eucalipt sunt hrana preferată a koalei. Să continuăm cu un joc. Eu zic una, tu zici multe. Pungă, pungi. Planșă, planșe. Frunză, frunze. Drept recompensă că v-ați descurcat, aflați mai mult. Frunzele de eucalipt sunt foarte bogate în uleiuri eterice, din care se produc diferite produse cosmetice, ceaiuri, medicamente care tratează diferite boli, precum răceală, tuse, febră, oboseală. Priviți imaginea. Identificați în text propoziția ce corespunde acțiunii din imagine. Aceasta este propoziția: frunzele lui sunt hrana preferată a micuțului koala. Koala e cam alintat și la joc și la mâncat. Azi koala a decis frunzele să-i fie prânz. Sunt frunze neobișnuite pe care sunt scrise cuvinte. Să le citim. Frunze, frunzar, înfrunzit, a înfrunzi, frunte, frunziș, frunzuliță. Descoperiți frunza pe care koala nu o va mânca. Aceasta este frunza pe care este scris cuvântul frunte. Să citim cuvintele rămase. Frunze, frunzar, înfrunzit, a înfrunzi, frunziș, frunzuliță. Aceste cuvinte formează o familie, o familie de cuvinte. Iar acum a venit momentul să învățăm cum se scrie litera C mică de mână. Pregătiți caietelul, pixul, mânuța și luați poziția corectă la scris. Aceasta este litera C mică de mână. Cu ce litere se aseamnă? Litera C mică de mână se aseamnă cu litera H mic. Litera C este formată din trei elemente. Primul element este o buclă deasupra rândului. Cel de-al doilea element este un semioval care începe de la locul de intersecție al buclei și oza care continuă pe următorul spațiu. Pentru ca mânuța să memoreze traseul grafic, scrieți litera în aer după conturul literei văzute la ecran, în palmă, apoi pe caietele. Sper că va reuși să scrieți litera nouă. Să ne bucurăm de succes! Iar acum, realizați următoarele sarcini. 1. Transcrieți cuvintele kaki, koala, kilometru. Alcătuiți oral o propoziție cu unul dintre cuvinte. Sarcina numărul 2. Descoperiți propoziția ordonând cuvintele se naște, de, puiul, fără, blană, koala. Sunteți de laudă dacă ați obținut următoarea propoziție. Puiul de koala se naște fără blană. Dragii elevi, sper că lucrurile învățate la lecția de astăzi să vă prindă bine și puii de koala s-au implicat și lucruri noi au învățat.
unul dintre ei spune că acum poate să scrie litera C, mic de mână. Al doilea spune că, dacă mai încearcă, cu siguranță îi va reuși. Iar cel de-al treilea pui de coala este curios să afle mai multe lucruri interesante. Clopoțelul va suna. Pauza va anunța. Pentru o recreație veselă, vă provoc să aflați răspuns la o întrebare. Aceasta este o problemă ghicitoare care așteaptă rezolvare. De la noi până la voi, kilometri sunt vreo 2. De la voi până la ei, kilometri sunt vreo 3. Astăzi a plecat Andrei de la noi până la ei, după treburi, și apoi a venit el înapoi. Mulțumit, gândește acum. Cât am mers eu azi pe drum? Dacă răspunsul pe care l-ați obținut este cel de mai jos, atunci sunteți bravo. Meritați aplauzele mele. Aici încheiem lecția, zicându-vă mult succes și pe curând!